Femeia însărcinată în luna a patra a ajuns în stare critică la spitalul județean. Aceasta a fost transportată de un echipaj al ambulanței după ce se pare că s-a intoxicat cu alcool metilic. Nenorocirea s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică în satul Goșman, fără ca rudele femeii să poată explica ce s-a întâmplat. Nu este exclus ca tânăra mama a patru copii să fi dorit să pună capăt sarcinii. O intoxicație cu alcool etilic și metilic, destul de grav, într-o comă profundă, a fost trimisă la Iași. Din nefericire, femeia a murit în elicopterul smurt care o transporta la o clinică din Iași. Cazul nu este singular. În ultimele două zile, alte trei persoane fiind aduse la spital după ce s-au intoxicat cu diferite substanțe. O femeie de 32 de ani a fost și ea la un pas de moarte după ce a băut formol. Tânăra oligofrenă a găsit substanța în casa tatălui său. Nu știm sigur dacă a fost voluntar sau involuntar. A consumat o cantitate de 150 ml de formol și a rămas internată la medicală. O altă femeie a fost internată pe secția psihiatrie după ce s-a intoxicat cu benzodiazepine, pastile folosite pentru a atenua stările de anxietate. Tot la sfârșitul săptămânii trecute, un tânăr de 18 ani, dornic de senzații tari, a ajuns la spital cu o stare de agitație extremă după ce a consumat etnobotanice, substanțe cu efecte halucinogene interzise de lege.